Bună ziua! Mulțumesc! Spuneți, vă rog, numele de familie și prenumele dumneavoastră. Săbătar Fede Pavlovici. Din ce an sunteți născut? Născut într-o 1930. În care localitate v-ați născut? Aici. Aici asta în Cepeleuț? Aici, în Cepeleuț. În Cepeleuț. Când s-a început războiul în 1941, unde vă aflați? Acasă. Eram băiat. Când s-au venit românii, în 41, eram de 11 ani. Deci, eram. Câteva săptămâni în urmă noi ne-am întâlnit și ne-ați povestit unele amintiri din perioada aceea. Mm-hmm. Deci noi acum vreau să discutăm tot referitor la amintirile astea. Mm-hmm. Vreau să vă întrebăm, în primul rând, înainte de război, în Cepeleuț trăiau evrei? Au fost. Înainte de război, până în 40, județii erau la noi centru, toți ocupați de județii erau. Mulți județii la noi în sat au fost, mulți. Nu eu familia, ca să spun, nu pot să spun, de chemat tot, nu, că eram copil, eram și pot să țin minte eu. Nu, dacă când s-au bătut, au venit români în 41, dar mai ar fi, țin minte că eram de 11 ani, eram, dar mă țin minte. Doar să-mi povestit, când vinem cu zita de la deal și de și-l uchet pe un jedan la ochi, că acolo era pod, scurlat pe pod, știi, dintr-o parte de alta, și cu arma și de scurlat, și când m-a văzut pe mine cu vacă, când o răcnit, ies vacă, mă repede și am ușo ei. Și aș, nici nu știu cum am călcat pe pământul, de frică, de... Și am venit acasă noapte și n-am mai dormit, când n-ai dormit, n-am fost mă ta aici, pe așa eu, n-am dormit, cu frică. Da, asta acum. Când s-a întâmplat cazul ăsta despre care mă ta povestești? Asta cam pe la oarele 5 și așa. Da, era... Deci, nu, nu, șasuri, era cum am mus în șasuri, nu era pe atunci. Dar așa eu s-o cot pe vreme și e cam cum am venit eu și cam pe la 5 și la 6, vara, nu? Da, ți-ai minte și lună era sau? Nu ți-am minte și lună. Da, era în ce an de război? Războiul s-a început în 44 la noi, așa. S-a început în 44. Nu era în 41? 41 și în 42 au fost românii și pliuți. Da. Și în 43 tot încă. Dar mă, în 44 a venit rușul, iar. Uh-huh. De acum. Da, acel care împușca cine era? Cum? Din ce armă? Acela era este cum militar. Uh-huh. Voienii era ei. Din ce armată era? Română. Așa, clar. Da, deci mă tai trecut pe pod. Da, pod am trecut și... Și... Și în partea asta, cum mergem eu, venim la tras, partea stângă și de acolo era gunoi de mult. Ce lume gunoi acolo, pune grămadă și acolo în gunoi împușca și pune. Și acolo și îngropat pe deși în gunoi. Și acolo mi-ai văzut, erau cadavre, încă erau corpuri de oameni omorâți? Se vede că erau. Și pe urmă e îngropat acolo, de când România asta a făcut îngropat, pe urmă dacă a venit rușă, l-a dezgropat și l-a luat. Și oameni și au fost acolo, le-a strâns și le-a dus. Dar unde le-a dus, cum, nu știu. Dar câți morți erau acolo? Nu pot să spun că n-am numărat. Dar aproximativ, ia cam atât cât ai văzut. Vreo 20 erau aproape. Uh-huh. 20 erau aproape, dar chiar să-i număr nu pot spune. Da, ai cunoscut pe cineva din trânșii? Pe aici când a strigat la mine el, ieți vaca, și când m-a jurat, s-a cunoscut județul. Dar că familia Iosel îi zicea, că-l familia Iosel, că-l chema Iosel, nu știu, dar el era județ sărac. Că ține minte, mișeam că el avea școrniță, dacă știi ce înseamnă școrniță. Ai auzit? Tăiem șișcă pentru cai. Încem tata și încem și hamam cai la școrniță așa și învârstem prejur. Cum este școrniță de toc, sunt amul, dacă ai văzut. Tăiem șișcă la județul ăla. Și apoi el vine și plătem pentru aia asta. Nu, deja va fi... El era în vârstă sau tânăr era? Nu, era în vârstă. Vei la atunci, prin timpul românului. Cam 35 de ani, 40, avea el atunci. Da, era un om în vârstă.
Și mă t-ai văzut cum el a căzut? Nu m-am uitat. Am auzit, m-au tras foc, două focuri. Așa. Una după alta o tras, dar mă văd eu, nu știu, dar mă fac o casă, eu de urmă mă așa, nu. Dar mă t-ai de la și distanță ai văzut tata asta, cât de aproape, e ca el cât de departe. Și nu, și care și moți era. Da, și moți și... Iar eu cum să spun, mergem ea de cam părete și ieșe cam din sobă, că ieșeam și de unul pe ștea cu morți. E ca cam la un metru stăteau toți ei morți așa? Cam la un metru de acolo. Aproape de mutare de duși erau. Dar erau numai bărbați sau numai femeie? Ce erau? Și femeie erau. Și copii cu femeie erau și nu erau acolo. Își dau în tăs. Unul singur, nu unul, doi, Jdania a scăpat. Unul Ițic trăiește în Ciornăuț. Trăiește. Și el vine aici, că zine acum, cum a murit lui, nu știu, el mai ies Jdanu, că eu la dâns am dormit, m-am dus să mă treabă la Ciornăuț, la magazinul, la bazar, și m-am întâlnit cu Deus și m-a luat el la Deus, hai și el la mine, că el lucra tot pe sat cu, înainte vreme, mă, este combine, am plătit, dar înainte era mașină, da, baraban, griu, și el avea tractor, mașina lui era și el îmblat la oameni și îmblăte. Nu, oamenii plătea lui, nu degeaba. Și el știe că la mine a fost el, toți am plătit și el știe, îmi plătește și el mă știe. Și eu spun că am fost de două ori la desul, că am dormit, de două ori. Un om cu minte, dar a scăpat omul. Și încă unul, dar și ăla nu cu minte, am știut că l-a îndeosit, din... fumea pe desul, l-a îndeosit, că nu, nici fumea, și el a ținut în zemnic, nu știu cât timp, și pe aia, dar s-a liniștit, el a ieșit și a fugit. Mata, despre cazul ăsta de unde știi? Care? Ițic, care a scăpat. Ițic? Despre dânsul, cum știi, de unde? Dacă îl știu eu pe dânsul și el a scăpat, nu l-am pușcat pe dânsul, iagă cum. Că eu m-am întâlnit cu dânsul, ne-am luat de vor, cum de scăpat. A, și el v-a povestit. El mi-a povestit, că iagă cum, și am fugit. Și numai eu știu cum, și am fugit prin grădini de drept și m-am ascuns și am șezut până noaptea. Și noaptea am sărit și am fugit. Da, dintre aceia morți, erau din sat sau erau din alte părți? Cum? Ăștia care stăteau morți acolo, știi, da? Din sat, azi. Ai putut să cunoști pe cineva care era din sat? Ei, era din sat care așa, eu, poate ne știm, cunoșteam, da? Și eram băieți, ce putem să... El și de fumeie, și de coptel, și răcânie, și... Răcânie? Răcânie, știi, urânită numai și de culcat acolo și răcânie. Și era apă încă, și era. A, încă nu era moartă. Nu era moartă. Și dați-mi o leacă de apă. Da, da, femeia e cunoscută? Tot nu știu. Dar cel puțin ai cunoscut că e din sat? Nu după nume, dar o știe la față. Așa, poate să mă uitat chiar la nume, așa eu cu urechea am auzit cu strigat, dați-mi apă, leacă, dați-mi apă. Dacă să mă uitat, eu nu las să mă aud, că ăștia l-au reacnit la mine, ia să pleacă de așa. Mm-hmm. Acum. După ce mă t-ai plecat de acolo, de pe pod, ai mai auzit împușcături? S-a împușcat tot, încă. Nu mult, dar cam o 15-20 de minute încă s-a auzit încă mai, mai. Dar acolo mai erau încă alți oameni pe care se împuște? Le duceau armata tot. Și vine din sat, le duce aici, levanii. Mă, t-ai văzut cum îi dușeau pe dânșii? N-am întunicat, îi găsesc, dar mi era noapte, eu am venit acasă, nu m-am uitat cum îi dușeau. Am văzut tot, pe urmă, dar mă, la vă, cum să spun eu, la vă, două săptămâni, cred că nu țin minte, știu că pe vremea oborșii era dușe cahaluri de jedani în coașe. Dar unde dușe? Nu știu, știu că șerea una o apă, tot armata îi duce de urmă, dați-mi o leacă de apă. Și apoi i-am dat apă, i-am dat nabiesc. Dar de mâncare și nu vreau, eu o leacă de apă vreau și mâncare nu vreau și. Dar e unde duce? Cât din coași, spre Săcureni, dacă știi unde Săcureni, din coași merge, îi duce căhal de judani. O trecut prin sat, prin ce trece prin sat, în cheuț, unde s-a dus în coași, în mărș, în strut. Era mare coloană? Mare.
Cam câți oameni s-au fost acolo? Nu, acolo au fost, au fost 500 de oameni. Acolo, dacă nu mai mult. Da, cine era în coloană? Asta, armată, română. Nu, dar oamenii pe care îi dușeau, cine îi dușeau? Cum adică? În coloana asta? Nu, eu spun că armata română, soldați. Așa. Mergeau o tri parte așa, o tri parte asta, de un urmă, armata română. Armata română îi dușea. Îi dușea, da. Dar pe cine îi dușea? Pe județ. Dar mă, ta de unde știi că așa erau județani? Dacă dăm îi cunoșteam pe vorbă, pe vorba lor. Și nu numai eu, dar toți oameni se ieși și județani să așa, că eu lua de unde eu strâns și îi duși. Dar unde îi duși și Dumnezeu știe. Da, mă, ta știi limba lor, puteai să... Da, nu să vorbești, dar să înțelegi că vorbesc evreiești. El nu greu evreiești cu noi, că erau aici și îi greie ei de ei. Dar noi, dacă înșem și greim și arem ceva, că aveau magazina lor, aveau, și-mi cumpăram, ni da. Greiem în domnești tot, ca așa cum greiesc cu mata, așa greiem cu dânsul. Dar ei, de ei, apădam, ei greiau și domnești. Da. Erau acolo bărbați sau femei numai? Sau cine erau duși acolo? Și în femei erau, și bărbați, copii erau. Și mergeau toți? Cum mergeau? În... Pe jos sau cu transport? Pe jos. Nu era mașină, nu era pe jos, unul după altul, unul după altul. Și 3-4 rând mergeau. 3-4 și cam era. Da. Dar cum arătau ei? Cum arătau? Cum? Ca omul, e omul. Dar în ce stare erau? Nu, erau și tineri, erau și mai bătrâni, erau. Mai tot felul erau, cum să spune. Dar cum se purtau românii cu dânșii? Românii cu dânșii deodată s-au purtat până în 40 când au fost, s-au purtat frumos, așa cum trebuie. Cum? Noi ne-am purtat. Deci înceam, cumpăram și avem, ținem lauc, așa și ei, nu aveau defect. Nu, dar dintr-o parte, tot nu tare din ei ea spurtau. Că în 38-a era un copil. Apoi și-a zut armata română pe la casă, cavalerie, dacă știi și ei se înseamnă, ca, cu caie. Și noi stat vreo 4 oameni, era partea de la deal, garaj, și acolo se de caie, și scutea, la câmpul de instrucție, pădeșă, și era și un județan, ca de ține minte. Județanul tras calul la poartă, s-a suit pe fașa, de pe poartă s-a suit pe cal. L-a văzut un sergent, o și era el, că nu ține minte eu, când a strigat la dânsă, dă-te jos de pe cal, la moia. S-a dat județanul jos, schivă de moia, calare. El trebuie să pui ciorul pe scară și aș pui slănșor să arunci suie. Când i-o frig vă cât de vă la corul județanului, să ai în vedere, când te duci undeva, șorul pe scară și arunci șorul, să ai calare să înșe pe șaul. Cam. Asta puia de tot în minte. Județanului. Da, cum se purtau paznicii și care, românii care dușeau coloana de evrei? Ei, nu am fost eu de urma lor. Și eu da, duc, așa cât ați văzut, cât o trecut pe drum. O trecut, mergeau ei călări, România, dar ei pe jos. De ei călări erau. Dar nu încerca nimeni să fugă din coloană? Nu știu, pot să o mai fugit, ori nu știu ce să spun. Nu pot spune lucrul ăsta. Dar cum se purtau românii cu ceilalți oameni din sat, în genere? Nu cum, în rodul adeselor de civile, pot purta frumos. Că au făcut în 481, aici, instrucție cu paramilitare, de ca cum se spune, fășeau. Nu-i cam, îi bătea el, îi bătea joc, de că era, îi spunea la unul vântul, la unul liman. Și îi bătea, pupustunție, la dealul ăsta de mâna, pupustunție, înapoi, culcață, bătea joc, știi, de așa. Că eu deată babă, bătrână, de 80 de ani aproape, mergea pe drum și eu văzut un tot și eu salutat pe dânsul babă, bătrână. Da. Nu? Și iadă, dacă o chicat, dar mă
Au făcut o, cum să spun, o vară, tot vară instrucție aici, cu primlitari. Că fratele meu de 16 erau făcute, aici la frate, că nu e murit, nu doi, din 20 au făcut și apoi au dus la Brișeni, acolo la, la întreșere trebuie că mai erau, la Brișeni. Până la Brișeni, 18 km, 20, culcați, 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 când au dus acolo, căzuți. Am mai dobit să iei primul, înapoi bătaie, culcați și până acasă i-au dus. Ia de cum cu deși era cu română. Da. Ce s-a întâmplat cu casele, cu averea la evrei care trăiesc în Cepeleuță? Aiese s-au trecut sub stat toate. Toate sub stat trecut. S-am povestit mă timp când și de storuș la farmacie, unde era farmacia, s-a dus unul în țăran. Și-a vrut să iei el de acolo și l-a simțit. Și-a strigat la dânsul. Care și ala vei? Ieși de acolo. El nu s-a răspuns. Când a ieșit, a tras foc la ușii și a venit la farmacie. Da, cum era familia, numele lui? Familia lui, o le-a răstigat și-am uitat. Este Ion Șcuță. Șcuța Ion. Dar mata, de unde știi despre cazul ăsta? Ha? Mata, de unde știi despre cazul ăsta? S-a vorbit. Că el a intrat acolo și vorbea. Lumea grea, despre el s-a dus noaptea și s-a vorbit. Și de asta știu. Da. Șcuța Ion. Mata, nu știi dacă dintre ăștia localnici din sat, oamenii au omorât și ei evrei? Da, poate și eu și-a zut noapte, vor eu mâmblat și-a văzut, n-am văzut. Da, nici n-ați auzit nimica despre asta? Nu. S-au ridicat în 49 lumea, da, pentru ce și cum, dar s-au ridicat mult în arunt la noi. Care au fost contra sovieților, eu știu și că i-au ridicat mult, s-au ridicat. Au mai fost și alte cazuri când mă ai văzut că a omorât pe cineva în timpul războiului sau numai cazul acela de lângă pod? Că acolo lângă pod, așa nu am văzut. Și n-ai văzut cazuri când au fost arestați sau bătuți alții oameni civili, populații pașnică? Nu, n-am văzut așa ceva, nu. N-a fost. Dar la voi din sat pe comuniști nu i-au persecutat, nu s-a întâmplat nimic când au venit românii cu comuniștii? Și să spun că atunci, dacă era venit România, pe români striga la narod, comuniștilor, că așa era lor, comuniștilor. Nu, dar să bată așa să împuște omul ceva, nu. Nu a fost asta. Dar striga, comuniștilor la noi, nu? Și să găsești întors cuvântul ceva, el e înarmat, e distat, e pus, dar noi și. Dar țigani ați avut în sat? Țigani nu. Țigani nu au fost la noi. Țiganii veneau cu șatra, cu căruțele, dacă știi, acoperite, îi trezeau acolo unde s-au împușcat județane, pe costișe, trezea cai acolo, și zhama cai și da drumul la cai și paște și ieși de umblau prin sat cu șerutul, cu vrăjitul, cu aia asta țiganii erau. Dar ei nu au trăit în sat. Mă, dar ai văzut numai o singură dată coloană mergând prin sat sau de mai multe ori? Numai atunci, mai mult, nici până atunci, nici de atunci, cu județanii. Da. Da, știi unde i-a dus, în ce parte i-a dus? Nu știu. La ce să spun, nu știu. Eu nu m-am dus cu dânsul și se vede unde i-a dus, că... Dar ei aveau ceva lucruri cu dânșii în mâini, dușeau ceva? Care avea sumpcă, care avea câte o torbă și avea de mâncare, poate avea, eu știu ce avea, că avea câte unul. Dar știu cu șerutul unul, dă-i o leac de apă să beau. Și i-a dat apă. Dar nu ți-a spus de unde ei? Nu, deci n-am întrebat, eu ești. De unde și cum și se întrebă.